Salutare, băieți, bine ați venit la un nou episod. Azi filmăm în continuare cu Tudor și prietenii noștri. Dacă vă plăcea serie, vă invit că să apăsați butonul de like, subscribe. Hai să dăm drumul, vizionare plăcută. Ceva, Tudore? Bine. Bă, hai că vreau să vorbim ceva cu tine. Un lucru cam foarte serios. Spune la acela să stea să pășească mașinile. Bă, fii atentă. Sclavilor, stați acolo. Mă, ce săracă copilul ăsta cu mine. Tudore, Da? uite, problema care e că taică tu nu prea vrea să vină prin oraș. Ce putem face? Să-i tăiem gât. Păi, m-am gândit și la chestia asta, dar nu prea ar merge. Nu știu, să ascunde, de când ai apărut un oraș, să cam ascunde. Mă, eu am o chestie așa, dacă tot am de la informație mai sigură de la mine, că tu nu prea ești copilul lui. Deci, Nu știu, eu de mic eram cu el. de mică aia, că tare mare ești. Deci, băiatule, nu știu ce zic, eu t-aș face un test de asta de paternitate, știi ce zic? Adică, hai ca să explic pe versurile tale, pe anii tăi. Trebuie să-ți iau un pic de sânge. Bine, băieți, ăștia de Și pe cu ce? episod, Cu injecția? nu vă gândiți. Da. E doar pentru roleplay. Hai, mă, după mine. Hai după mine, dacă nu te o să forțez, dacă nu o să forțez oamenii. Băieți, prindeți-l, că nu vrea să fugă. Că vrea să fugă, prindeți-l. Copilul, stai. Aoleu. Hai să mă duc repede cu mașina. Bă, mergem acum și facem un test repede la Tudorel ca să vedem dacă e chiar copilul Ia, uite-l. la om. Stai acolo, Haideți stai toți în acolo, stai. mașină, haideți toți în mașină. O mai iau pe mea sau mergem Nu, deocamdată? nu mă lua, lasă pe mea. Hai copile, urcă tu prima. Apropo, băieți, Hai că știți, stau în ăsta e spate un cu tine. prieten al meu care... La ce, da, ce, că cam acum așa de mine, ce, ce? Acum, el mi-a dat informația, da? Ia pune pe GPS acolo la spital, știi? A, Acum. spitalul ăla mare din orașul ăla cu maternitate. Păi da, mă, că acolo vrem să facem. Să facem mai un test. Că oricum, dacă o să vină mai târziu, probabil te-a stupat un pic ceva urechile la copil, că să n-audă. Bine, taie ca să o tentativă, știi? Da, ți-e de bot, cotuțiu, e urechile. Bun, bun, bun. Și o să vină taie un pic mai încolo, știi? Și o să iau și lui un test de asta. Să vedem mă cu e copilul, știi? Ce se aude? Ce se audă? Nu Nimic, se aude nimic. nimic. Copile, vrei telefonul meu? Am Flappy Birds pe el. Să te joci. Nu, că eu mă joc... Maia dansează. Îmbrac papuși. Îl instalezi și pe ăla, nu-i problemă. Băi, sper să fiu un medic acolo, știi? Să nu aibă toată lumea treabă sau na, eu știu. Eu sper să nu fie poliția pe aici. E, stai liniște că poliția ca poliție, dar medicul... Medicul ce zice? Medicul, Băi, dacă trebuie vrea, să... scoate bisturiu, face sandwich. Mă, că nu ne mai ce sună asta un medic gen, să vedem dacă poate veni. Măcar aici să stau la roșu, ca, da, principală și, da. Ce dracului merge așa, mă, lol? Sunt 10 metri virat la stânga. Vrei tu la stânga, mă. Păi, fii atent, luați-o pe Tudor, Uite o altfel... ambulanță aici, oare o fi? Astupați repede acolo, urechile să n-audă. Da. Lasă-vă copil și dă-i drumul. Domnul medic! Domnul medic? Hai Da. copil că vor. Bună ziua, bună ziua, am și eu nevoie de ceva, dacă vă rog. Deci ce aveți nevoie? Aș dori să fac un... Stai Da, puțin să stai pun degetul în copile! ureche, stai să pun degetul în ureche la copil. Haideți un pic mai încoace ca să vă explic. Ce faci, mă? Domnul medic? Lasă-l. Cam, am zis. Haideți puțin, sunt cel îmbrăcat în albastru. Pune în cealaltă ureche, Da, acum băi. mi-am pus. Domnul medic, Da? aș dori să fac un test de paternitate la copilul ăsta. Cam cât m-ar costa? Ce față ai? Domnul medic? Stați un pic, stați un pic. E doar un test de paternitate, știi? Să vedem cu... Copile, stai! Ușor, copile, ce să... Că nu trebuie să auzi, copile! Da, am Deci, înțeles. Copile, ușor! Ma... Mă, fugiți după el, mă, nu lăsați, mă.
Copile. Auzi, de siringi de alea n-are, n-are treaba. Mă, am, nu întreba de ce vreau să fac testul ăla, nu e a meu, e al unui prieten, dar na. Să vreau să văd și eu dacă, dacă știi. Da. Mamă. Poți să ne ajuți? Bă, eu nu știu, sunt mai nou și o să chem pe cineva mai profesionist să o recuperez. Da, da, da. Nu, hai, tranquilizante de pâine ai? Nu? Da, presu... Da, da. Bine, haideți să nu întâlnă toți. Hai, copil. Alo? Veniți aici să vă completeți. Vă rog frumos să nu intrați așa, rămâneți la ușă, da? N-am văzut pe nimeni, mă scuzați. Bun, domnul. Numele? Să-mi spuneți și mie numele, vă rog. Hai să așteptăm aici. Mișu. Ce anume? Mișu. Am înțeles. Numele complet, domnule, nu porecla, reclam. Mulțumesc. Mă dispare copilul, mă. Băi, copilul! Copilul! Băi, copilul! Dacă ăla-i copilul, e clar. Nu? Nu v-ați făcut că probabil trebuia să vi-l activați. Eu nu o să pot să vă dau nicio rețetă pentru că nu aveți card. Păi unde copilul, mă? Ați înțeles, doamnă? Da, da, da. Bun, eu cred că îl aveți acasă. Ideea este că dumneavoastră trebuie să veniți să vi-l activați pentru că în funcție de cardul respectiv, atunci o să vă fac și eu... O să vă dau, o să vă dau să puteți face procedura în sine, da? Ok. Bun, vă dau aici într-o plăsuță niște medicamente, este un calmant, trebuie să vi-l luați o dată de două ori pe zi, după masă, da? Nu vi-l luați pe timp acolo. Uitați-vă până așa, mă. Da? Bun, domnul. Ok. În cazul în care se agravează, o să vă rog frumos să veniți în câteva zile la spital, pentru că probabil o să aveți nevoie de operație. Momentan este doar inflamat, dar se poate rezolva, da? Asta e apărețul sau caldă? Ia uitați, aveți aici plăsuța. Da, uite-mă două. Și cu medicamentația, da? Hai să vă conduc până afară. Mai o să vă fac fișa medicală și v-am scris acolo tot raportul, ce se întâmplă și așa mai departe, da? Copilul Ma. Da, domnul? Cum să cadă copilul prin pardăsa? Domnul? Cred că domnul nu te mai aude, nașa. Era o să vă rog frumos să ieșiți afară, că nu va da nimeni voie să intrați. Mulțumesc. Domnul, criminalul... Domnul? Da. Bun! Cine era următorul? Noi, doamna. Noi. Așa, intrați, vă rog. Trebuie să mă așteptăm un pic, avem de preluat un pic de sânge de la un copil, dacă se poate. Numai că copilul a picat sub pardoseala. N-am înțeles. Da. Pă, am și eu rugăminte, cam cât m-ar costa ca să faceți la copil un test de paternitate, din câte am înțeles? Să faceți testul de paternitate? Da, da, da. Gen, se recolte deocamdată sângele la copil sau ce este nevoie. Am înțeles. Și după aia, tot astăzi, mai după masă, un pic la... Cine este tatăl? E un pic mic de-a meu, dar vreau să văd dacă copilul lui, știi? Păi trebuie să vină domnul. Domnul nu prea e în oraș acum, e în vacanță. Trebuie să vină domnul, o să se ia niște analize de la domnul și niște analize de la copil. Nu, păi atunci ne auzim când vine, când o să vină amândoi, nu? Ce anume? Zic, ne auzim atunci când vine amândoi. O să vă mai găsesc pe aici sau? Ce anume? O să vă mai găsesc pe aici sau? Da, domnule, o să mă găsiți în fiecare zi de acum înainte. Ok. Bine, atunci am să aduc și eu copilul. Hai mă, fără. Da, trebuie să veniți cu copilul și cu domnul. Mamă nu mare, că apropo, că n-am. Dacă se poate am face înțeles. Fără. Da, ați cerut teste paternitate, nu de maternitate. De paternitate, da? Mulțumesc. Păi bun, bă, nu vă aștept aici în condițiile în care o să-l găsiți pe domnul. Și să veniți cu ambii, da? Bine. Fără cafea, fără țigări dimineața, pentru că testele se poate schimba. Bun, atunci transmite, îl dau mesaj imediat. Dați un pic, doamnă, am găsit copilul, este jos. Da, trebuie să-l aducem cu tata să nu. Da, trebuie să vină și tatăl, nu putem să facem doar la copil. Păi da, dar este leșinat, să-l ajutăm cumva. Doamna, ce vreau să vă întreb, se poate cumva să mă fac mai
Unde mă copilul? Jo. Mai român, nu african. La subsol. Adică. Nu-i bai, că data viitoare vine nu și tata tratament sau... pentru față, că... pentru față. Nu știu ce a avut mama, ce a avut tata, dar am ieșit african. Lubrifiat. Am înțeles. Și dumneavoastră ce cetățenie aveți? Unde copilul, mă? I-am cetățenie românească, tot, dar... L-am găsit aici, mă plimba. Mamă, păi și cum dracu a venit copilul aici? Păi nu știu, căutam un loc să fumez și uite. Bă, mamă, tutorele! Ce ai făcut, mă? Eu te avea țigara, eu te. Cred că o fuma și s-o necat. Stai să dau una să-și revină. Vedeți că nu-i bine să vă necați în viață. Ah, mă, trezire. Băi, ăla, hai că nu-ți face nimic, să ducem acasă și venim mâine. Dar unde sunteți colegii, că nu prea vă mai văd. Am o problemă, nu prea pot. Ce au de ecou pe aici prea tare. Bă, fratele meu. Hai mă, ia-l, știi tu cum, pe sus și hai. Îl lua pe sus? Acum. Păi, trebuie să mergeți, când vine Armando, trebuie să mergeți să facem testul ăla de paternitate. Dacă așa se numește, să vedem dacă e chiar că e copilul lui, testul ăla ADN, parcă. Și da, dacă v-a plăcut această serie, un pic la Caterinca, un pic la... Da, și frumoasă și da, trebuie să aflăm cu e copilul de când dată. A, bună ziua, scuze-te. Puteți... Da, vă mai aștept la un... mai multe episoade. Vă mai aștept la mai multe episoade. Da, n-ați medical de urgență. Haide. Pa, pa, o zi frumoasă. Ambulant.